pregăti pe masă, pe masă de operație. Trebuie să operăm trifazatul ăsta de aici, să îl transplantăm în tablou. În tablou ăsta mic, mititel, 244 de module, facem un mega upgrade. Colegul se pregătește să-l opereze. Ia, colegul, cu ce-l operezi? Ia, arată-ne mănușile cu ce-l operezi. De, cu șficul și banda. Așa. Nu întrebați ce a pățit banda asta, nici noi nu știm. De căldură, cred. Posibil. Deci, când s-a apucat să opereze, sper să trăiască pacientul și să putem să-l transplantăm. Hai să vedem. Ce-i face acolo, colegul? În primul rând vreau să tai, pentru că, păi, din păcate, nu... Din păcate, nu am, nu am avut... Să zic așa, posibilitatea să ne legăm... Nu că n-am avut. Nu avem posibilitatea, da. Suntem legați direct în bare. Exact. Cam asta e ideea și practic trebuie să tai în tensiune. Așa. Conductorii și să izolezi. Nu prea avem de unde să oprim. Decât dacă oprim jumătate de hală. Ia și izolează. Nu o jumătate de hală, o jumătate de curte. Sau așa. O jumătate de curte, că e un tablou general. Din păcate acolo nu s-a putut pune MPR-ul, nu s-a putut pune nimic. Abia au fost locuri în niște bare. Oricum nu avem consumator pe ele. Se numește operație de extracție trifazat. Extragem trifazatul dintr-un tablou mic, nedezvoltat, infantil. Șansele de supraviețuire sunt de 100%. Da, și îl transplantăm, facem un transplant de creier, de creier de 400 de volți, un tablou mai mare. Acolo am montat presetupa, e pregătită tot, doar să-l transplantăm pe domnul trifazat de aici. O să facem și tratarea neutrului aici, o să facem tot. O să vedeți că o să facem multe chestii pe tema asta. Asta e doar începutul. Efectiv, n-am avut timp să ne ocupăm de treaba asta. Aici. În fine, hai că întrebăm aici, lăsăm pe colegul să lucreze, să nu se emoționeze, să nu stresăm. Și arătăm când l-am transplantat în nou tablou. Încă mai lucrăm la el, dar... Am pornit filmarea să vă arătăm așa, cam ce vrem noi să facem aici. Am făcut o schemă de principiu, la cam ceea ce vrem. Ideea este așa. Avem legătura de la BMPT, de fapt, din bare. Și vrem să mergem pe două circuite. Circuitul principal, da? Și circuitul secundar, unde avem niște echipamente sensibile, în speță niște servere. Iar tot aici, va trebui să poate fi comutată de pe generator în sensul de fotovoltaice și alte generatori. Și o să facem aici o automatizare pe două circuite, pe circuitul sensibil și pe circuitul principal. Iar circuitul principal îl vom împărți în circuitele noastre interne de la sediu și un circuit oarecum secundar la circuitul principal unde ne vom lega cu diverse teste. Haideți să vă arăt ceva. Ia arată-le, colegul, ce scrie pe canaletul ăsta. Este un canalet pentru aparataj. Arno Canali, da? Made in Italy. Hai să vă arăt și doza. Ia. Arno Canali, made in Italy. Ok. A zice că e o firmă Arno Canali. Ia să vedeți ce scrie aici. Ați observați? Se vede? Hă? Hager. Ei. Cum vă spuneam, lucrăm la sediu, adică lucrăm gratis. Pregătim niște proiecte interesante. Ușor cu serverul, colegul. Hai că a prins, dacă e. A prins? Mai dai și aici, două, în zona asta. Și cam atât. Dacă nu fugi. Și așa zic și eu.
jos. Jos. Bun, pune colegul niște doze. Zic să fie așa, două. Stai așa, o secundă. Deci zic să iei prima aici. Pune așa aici, două. Așa? Da. Două, una în alta. Să le punem. Hai să vedem cum o pricep. Ia să punem. Ia lasă câte una. Da. Stai așa, ca să trebuie împrinse. Hai, să trebuie după, la urmă. Mai pune aici niște doze. Hai bine. Pune și aici. Eu zic să pui așa. Eu zic că mergi și aici o priză. Pune câte o priză. Una aici. Zic că le apeși la urmă. Că trage siguranță. Așa. Altceva. Asta le plimb. Așa. Mai pune una aici. Lângă tabloaș. Perfect. Și hai să mai punem acolo una, două. A, mai punem una sau două acolo. Hai să mai punem. Nu, păi ce să nu punem una lângă alta, să nu folosim. Ah, ok. Hai punem una la mijloc și una mai încolo. Să fie. Înțelegi? Să fie. Să fie. Exact ca la fabrica de plimbă. Ele pot fi și mutate. Acolo unde dorești. Poți să o duci mai spre capăt un pic. Auzi? A. Punem să fie ca la fabrica de plimuțe? Da, da. La fabrica, am înțeles. Câte am pus? Una, cinci. Două, trei, patru, cinci. Eu zic că ajungă. Mai punem una și pe capăt acolo? Să mai punem una aici. Mai punem una acolo? Hai mai punem una. Dar acolo o să vină invertoarele. Asta e bine. Așa. Și mai punem așa pe capăt, acolo? Nu că ne încurcă la cabluri. Nu prea, asta zic. Ne încurcă la cabluri. Ok. După cum se vede, avem și destul spațiu și jos. Da, e spațiu lung. Ca să înțelegi, îl bag eu trei dește. Și sus la fel, e aceeași distanță. Deci are niște siguranțe. Care trebuie să puse. Atât, luăm un pic apăsate. Oricum vine și aparatajul. Ia, colegul, adu și niște prize de pe la Hager. Parcă aveam lumina 2. Aha. Adu o prizuță, două, trei, lumina 2. Să vadă lumea cum vin. Și adu și capacul de terminație de la canal. A, doze Arno canalii pe care scrie Hager. Exact. Uitați, are intră exact aici. De șanț. Cine? Colegul face legăturile. Colegul, nu, fii atent. Pune-le pe amândouă. Nu mai trage pe aia. Auzi? Păi bypass. De asta, în asta. Așa. Hai să vedem ce frumos intră în dozele astea. Deci fără să găurești, așa frumos tabă și aici pe partea asta. Nu sunt pregăuri, au un sistem de...
au pur și simplu tăieturi pe definitiv. Și intră exact cablul. Apropo, trag nițel de toză ca să înțelegeți că totuși nu se prinde chiar așa rău. Nu se prinde chiar rău deloc pe canale. O să o las și mai sus ca să vină celelalte cabluri pe aici pe jos. O să o las și mai sus așa. Am zis? Da, dar apropo... Poți să-i pui și o pastiluță. Las-o așa, să vină celelalte două cabluri pe jos. În schimb, ce n-am văzut... Nu prea am văzut accesorii la genul ăsta, dacă are LED. Are puțin... hardware-ul, are, are. Nu, cea puțin fizic. Da, nu contează. De-i pune și o pastiluță și pune un alice aici, ca să fie bine, să nu fie rău. Uite aici. Unde? Uite aici. Acolo și pune un alice. O bridă, o șoricel, un cum vreți voi să-i spuneți. Așa, nu că se uită cineva în canale, dar e bine să fie bine. Și celelalte cabluri vreau cum pe aici pe jos. Și curent instabil să vină pe deasupra, o să tragem internet, niște prize de internet. E, urmează niște, încă niște lucruri. O să fie cu adevărat curent slabil. De. Dar nu strica surpriza tocă. Nu. Cam așa. Dar stai așa. Stai să-l aduc pe prietenul mic. Ligăm aici cremele astea șir. Uite-l pe prietenul mic. Cam așa. O să vă mai arătăm câte ceva când o să mai înainte. Colegul se întrebuințează. Taie la canalet. Cum tai colegul acolo? Ia să vedem. Hai să învățăm și noi să tăiem canalet. În primul rând, ia, zi. Stai așa, o luăm de la capăt, nu cu măsura. Hai, ia, ia, cum măsur. După ce am poziționat dozele, luăm măsură exact între doze cât mai fix, pentru așa. Că se poate. Nu chiar fix, poți să lași marge câteva milimetrică în curând, nu? Cât? 37,3. Poți să lași 37, sau poți să zici 137, depinde cum. Nu chiar. 37,3. Hai să vezi de ce. 3. Am încercat. Colegii stângaci. În toate, cum s-ar zice. Da. Are 2000. Câteodată. Are echer ca la școală. Atât. Ce faci, mă, cu echerul ăla? Te mai prosti, mă, cu echerul ăla acolo. Da. Tragi direct cu degetul. Atât. La ochi. La ochi. Ia. Acum și... tăiem. Hai. N-ai pus de bonfire? Nu? Așa, și ce faci cu bucata aia? O arunci? Nu, o montez. De principiu puteți să o lăsați cu folie. În mod normal la o instalație, la un client, noi o lăsăm cu folie, dar în cazul ăsta, fiindcă e la noi, o scoatem, că oricum e șantier. Da. Ia, hai să vedem. E greu să pui capacul ăla acolo? Da. L-ai tăiat bine sau l-ai tăiat greșit? Hai să vedem. Hai că am căpat. Atât. Hmm? Mai are, mai are colegul câteva bucățele aici, câteva bucățele acolo, tablou a început să crească cablul de aici. Curenți slabi, curenții slabi nu vor fi aduși în tablou, vor fi pe lângă tablou într-un rac. Avem trei prize dedicate, doi conductori trifazați pentru inverter, intrare, ieșire, inverter, o să vină o cutie cu o doză. Cablul de semnal slab, cablul de internet va ocoli tablou, deocamdată e așa. Și încă suntem în lucru. A rezolvat colegul câte ceva aici. Mai are nițel de rezolvat. Am umplut de praf tot pe aici. Uite ce a făcut. De praf și serverul, am umplut de praf tot. Tot cu echerul? Da. Iar echer, iar. Pe principiu la ce trebuie, echer de la Parkside. Cum? Ce mă dai, mă, la ochi, mă?
Ce îmi tai la ochi, de la ochi? Uite, sunt curios de o chestie. Am auzit la un domn odată că există o tehnică în găurire. Era vorba de găurit, de găuri în metal, de debitat în metal, ceva în zona asta. Sunt curios dacă o să mă contrazică cineva. Hai că ți-a dat curest. Hai, de unde e? Stai așa. Revenim. Cred că e din capul tu celălalt. Ia vezi. De unde am măsurat? Zic cum ai măsurat. Ce ai măsurat? Nu știu. Ia. Zic ce ai măsurat, ia. Am greșit doar cu 7 cm. Hai că te-ai îmbătat, gata. Doar cu 7, da? Hai că te-ai îmbătat. N-ai zis cu tehnica, n-am înțeles. Sunt curios dacă o să-mi spună cineva nu se taie așa sau de ce tai cu flexul sau de ce nu tai la mână sau ceva de genul. Sunt curios dacă folosește și creion. Ce creion folosim? Nu contează, dar cum folosești instrumentele astea? Da. Ai luat canele de ăsta foarte scurt, puteai să pui de-aia mai de la Canelux, Canalux, cum vreau să-l cheamă pe ăla. Nu, stai așa. Unde e? Să înțeleagă și, poate înțeleg și oamenii ce se întâmplă cu Caneluxul. Canalux, Canelux. Ăsta e canele de 2 lei, s-a rupt. Atât. Gunoaie. Exact. Asta ca să vadă în special cei care vor să lucreze pe așa ceva, diferența de calitate. A terminat și colegul canaletul. Ia arată colegul cam ce ai făcut. Acolo l-am lăsat, o să mai vin niște cabluri deocamdată. Mai avem de organizat niște treburi. Încă e în lucru. În rest, eu zic că a ieșit mai mult decât decent. Inclusiv pe capăt aici am pus două presetupe cu două cabluri. Cablul ăsta va fi pentru o viitoare priză trifazică. Și un cablu monofazic pentru o comandă. Da, eu zice că ești ok. Cam atât pentru acum, pentru că mai avem și treabă, zic.